cum alegi cel mai bun și cel mai potrivit supliment de magneziu. Adevărul că există 10-12 forme de magneziu pe piața de suplimente și pe bună dreptate oamenii sunt bulversați și nu știu cu adevărat ce variante de magneziu să aleagă. Avem magneziu marin, taurat, pidolat, malat, citrat, bisglicinat, orotat, treonat, lactat, oxid și magneziu coloidal. Ca forme generale, de exemplu, dacă simți că ai o carență care vine cu oboseală și lipsă de concentrare, poți lua magneziu marin sau bisglicinat. Sunt forme generale care au absorpție bună și acționează sistemic. Dacă însă simți o epuizare care vine și cu o durere de cap, atunci pidolatul de magneziu s-ar putea să te ajute mai mult. Dacă, de exemplu, ești sportiv de performanță și mușchii tăi consumă foarte mult magneziu, atunci malatul de magneziu este mai indicat. Dacă, de exemplu, ai o constipație, s-ar putea să te ajute mai mult citratul de magneziu, care are efect ușor laxativ. Tauratul de magneziu, de exemplu, te ajută mai mult dacă ai probleme cardiace, hipertensiune și inima ta are nevoie de puțin suport. Treonatul de magneziu este, de exemplu, singura formă de magneziu care străbate bariera hematoencefalică, adică ajunge la creier și este în curs de acreditare în Europa. Da, știu că poate suna complicat, de aceea există produse care conțin mai multe forme de magneziu, tocmai ca organismul să-și ia cumva ce are nevoie și în același timp ca acțiunea să fie cât mai complexă și tu să te simți cât mai bine cât mai curând. Dacă vrei mai multe detalii, scrie-mi, te rog, în comentarii și îți răspund cu drag.